Potrivit unei analize, majoritatea acestor fapte au fost comise pe timp de zi, când hoții au găsit uși descuiate ori ferestre ale apartamentelor de la parter deschise, scrie Vocea Transilvaniei. Hoții au furat din holul de acces sau din cea mai apropiată încăpere bijuterii, bani sau alte obiecte mici, dar cu valoare mare, cum ar fi telefoane, laptopuri, ceasuri sau poșete. În acest context, polițiștii recomandă locuitorilor din Miercurea Ciuc să asigure permanent ușile și ferestrele locuințelor, chiar și atunci când se află la domiciliu, și atrag atenția că infractorii profită de orice vulnerabilitate a proprietarilor, căutând și studiind existența unor bunuri sau valori, precum și oportunitatea de a le sustrage.